În România se construiesc puține autostrăzi și nici acestea nu pot fi folosite. Lângă Cluj este gata un tronson de 8,7 km din autostrada Transilvania, între Gilău și Nădășel, dar stă nefolosit pentru că de-abia acum se construiește podul care se lege autostrada de celălalt sector de 52 de km dintre Gilău și Câmpia Turzii. Șantierul acestui pod a fost abandonat în urmă cu mai mulți ani de către compania Bechtel. Atunci când s-au licitat cei 8,7 km de autostradă dintre Gilău și Nădășel în 2011, nu a fost cuprins și acest pod în lucrare, pentru că la acel moment era în lucru la compania Bechtel. Doar că doi ani mai târziu, compania americană și statul român au reziliat contractul, iar podul a rămas neterminat. De-abia după patru ani, în 2017, compania națională de drumuri a decis noul constructor. Autoritățile au anunțat că viaductul Gilău va fi gata până la sfârșitul acestui an. Tot în județul Cluj sunt gata două tronsoane, 3 și 4 din autostrada Sebeș-Turda, dar compania de drumuri nu le dă în folosință pentru că a constatat anumite lucrări neconforme.